Licitația din 27 aprilie cuprinde 160 de loturi. Artă modernă și contemporană ce acoperă secolul 20 și acești prim 30 de ani ai secolului 21. Consecventă angajamentului inițial, Casa Vicard promovează tineri talentați, dintre care aș aminti pe Rareș Cherecheș, Martina Grigoriță, Alina Gherasim, Laurențiu Midvichi. În mod special doresc să vă atrag atenția asupra celor 5 pictori ce aparțin celui mai longeviv grup artistic din România. Grupul Prolog, prin Horia Paștina, Ion Grigorescu, Cristian Paraschiv, Mihai Sârbulescu și Matei Lăzărescu, aduce prospețimea vegetalului și vitalitatea unui realism cu influențe uneori expresioniste. Recomandările mele cuprind și lucrările celor care au pictat, dăltuit sau țesut istoria artei românești din a doua jumătate a secolului 20. Paul Neagu, Dan Hatmanu, Ilie Boca, Marcel Guguianu, Ion Irimescu, Cela Neamțu, Ion Popescu Gopo, Ana Rus, sunt nume reprezentative, artiști ale căror lucrări au participat la zeci de expoziții naționale și internaționale. Lucrări ce se regăsesc în colecții muzeale și particulare de pe toate meridianele lumii. Ne vedem marți la licitația de artă modernă și postmodernă, începând cu ora 18:30.